Salut și bine ați venit pe GL Crypto! Astăzi o să fac analiza tehnică pe Bitcoin, dominanța Bitcoinului și Matic, cu zonă de suport și rezistență, după care ne vom uita puțin și peste statistici, să vedem care mai e treaba pe acolo. Vă mulțumesc pentru urările de Crăciun și sper că v-ați distrat. Ok, trebuie să începem cu Matic, pentru că nu este atât de mult de vorbit despre el, după care o să trecem pe dominanță și mai apoi pe Bitcoin, pentru că acolo este o grămadă de vorbit, după cum știți sau mă știți. Ok, pe Matic suntem pe Weekly și haideți să facem analiza cât mai simplă. Să începem cu un Elliott Waves, da? Trebuie să verificăm puțin valul 3 și să vedem dacă ăsta poate fi 0, 1 și 2, da? După cum vedeți, a respins destul de ok, 1,618. Deci, putem avea așa, 1, 2, 3 în această zonă, după care 4 și 5, da? După cum vedeți, valul 4 este foarte scurt, da? Pentru că valul 2 a fost mai lung. De obicei, se întâmplă asta, da? Deci dacă valul 2 este mai lung, da? Sau este format dintr-o corecție mult mai complexă, valul 4 nu este neapărat să fie la fel și invers. Ok, dăm înapoi pe linear chart, dăm puțin pe daily să vedem mai bine ce-i pe aici, după care avem un ABC, corecție de tip ABC, da? Și acum haideți să vedem care-i treaba pe aici, dăm înapoi pe weekly să vedem mai bine, da? Din câte văd eu, este vorba despre un leading diagonal extins, da? Un extended wave 5. Și din câte am văzut pe voi, vă interesează dacă mai crește sau dacă poate respinge zona asta sau dacă e să mai crească, unde poate să respingă sau unde este următoarea rezistență. Păi haideți să vedem. Dăm înapoi pe logaritmic chart și o să luăm un Fibonacci extension din 0, 5 și C. Ok. După care dăm înapoi pe linear chart și valul ăsta 5 o să aibă o rezistență foarte mare la nivelul 1. Da? Haideți să trasăm un horizontal line. Ok. O altă rezistență importantă. O să vedeți că dacă maticul ajunge acolo va respinge, da? Este la 1,23 pe Fibonacci, deci deja avem un range pentru acest val 5. Asta odată și am văzut că avem și o confluență pe logaritmic chart. Dacă punem din nou același Fibonacci, da, vedeți că în același loc avem și 0,236, da? Deci avem confluențe deja. Haideți să dăm înapoi. Verificăm puțin acest leading diagonal, care este corect, da? Avem primul val, 2, 3-ul, 4-ul care trece puțin sub nivelul 1, dar nu scade mai jos de valul 2, ok? După care avem un val 5 extins. Este un leading diagonal extins. Care să luăm Fibonacci, extension, da, din 0, 1 și ducem un 4. Și ce să vezi, avem o altă confluență cu 1,6,8, cam prin aceeași zonă, da? Deci, vă puteți aștepta ca în acest range Matic să cadă, ok? În cazul în care va ajunge acolo, pentru că nu este neapărat. Deja respinge 1,23-ul, dar m-ați întrebat dacă e să crească mai tare sau mai mult de atât, unde poate să respingă sau unde este următoarea rezistență puternică. Păi, cam ăsta e range-ul, ok? Vă puteți aștepta că de aici să cadă. Deși el poate să cadă și de aici. Haideți să intrăm puțin și pe RSI. O să șterg tot, să vedem mai bine. Și ce să vedem noi aici? Păi, suntem pe weekly, da? Și vedem un higher high pe chart, dar RSI-ul nu reușește să facă același lucru. Asta înseamnă că Matic în acest moment este într-un strong bearish divergence, ok? Și ne anunță, RSI-ul ne anunță că Matic-ul poate să cadă
din orice moment. Bun. Are să ne cam ce se poate întâmpla pe viitor. Păi ăsta e leading diagonalul, da? Care poate să respingă de aici sau poate să respingă din următoarea zonă. Nu mai știu exact la cât era. Deci cam asta era range-ul. Adică 3,1, 3,3 parcă, da? Bun. După care ce se întâmplă? Păi, o să avem așa. O să avem primul val. Depinde unde o să respingă, el poate să cadă și din această zonă. După care 2, 3, 4 și 5, da? Dacă o să respingă de aici, noi putem să facem deja, putem să dăm ceva zone de suport destul de importante. Și 2-ul poate să respingă de la 0.32 în jos, ok? Și în acest caz, deci zonele astea vor fi valabile, da? Atâta timp cât nu crește mai mult de atât. Deci avem 0.32, 0.5 și 0.68 pentru valul 2. Dar acum pe weekly, dacă ne uităm puțin, hai să ștergem totuși, ca să nu ne încurce. Pe weekly avem acest wizard top, ok, care deja cred că a acționat ca și rezistență. Da, hai să-l facem puțin cu alb, să-l deosebim dacă-l dăm pe daily. Vedem că a fost retestat, da, a fost retestat, după care matic a început să crească. Deci asta nu o mai luăm în considerare pe viitor. Deci cam asta e treaba cu maticul. O altă, are să vedem ce se mai întâmplă pe aici. În zona aceasta are RSI-ul, are un double top, ok. Deci la fel, un bearish divergence. Și ne putem aștepta că maticul să cadă de oriunde. Ok, și o altă confluență cu 1.698 de mai sus, la 3,1 aproape, aproximativ, da? Deci, maticul mai poate să crească fără nicio problemă, dar aveți mare grijă la zona pe care v-am dat-o, okay? Și zona o să înceapă cu 3,1, 3,178, deci de aici încolo aveți grijă. Odată ce o să se lovească de zona asta de aici, este destul de probabil că el să cadă. Și de ce? Pentru că în prima fază este într-un strong bearish divergence pe weekly, dar după cum vedeți, dacă ne uităm pe daily, luăm acest vârf, da, și cu vârful de power side, el deja este într-un strong bearish divergence. Chiar dacă o să ajungă în această zonă, da, la 3,1, e la fel, are să nu o să reușească să facă un higher high, da? Deci mare grijă cu maticul și nu mai este de long. Dar aveți grijă și cu shorturile, pentru că, după cum știți, altcoinurile sunt destul de periculoase atunci când au pump-uri, da? Bun, cam asta e pe matic, nu o să fac o altă analiză, vreau să țin cât mai simplu, ok? Și normal, alte zone, dacă vreți, de suport, va fi 0.698 de aici. Să-l facem cu verde. Deci cam astea zonele cele mai importante, da? După care avem așa. O altă zonă la 0.6. Confluențe mai jos, ok? Numai puțin. Astea se pot muta puțin mai sus. Să avem la 1.23 și ăsta puțin peste 1.618. Cam astea zonele cele mai importante. Bune pentru DCA, pentru cine vrea să facă DCA. Bune și pentru in and out, intrat ieșit, pentru daily, în caz că o să ajungă acolo. Pentru scalping, normal că va trebui să faceți o analiză tehnică doar prin această zonă, da? Bun, hai să dăm înapoi pe weekly. De fapt, o să lăsăm zona de suport, să vedem dacă găsim o altă confluență. Un extension, da?
pentru că este destul de important. Da, nu avem confluență pe linear, să vedem pe log. Pe log chart. Și avem o confluență cu 0,2,3,6, deci asta o mutăm puțin mai sus, pentru că e o zonă foarte importantă, în caz că o să ajungă aici. Deci cam astea sunt, ok? Zonele de bază, sau zonele din care noi putem să vedem respingeri pentru Matic. După cum vedeți, a creat și imbalanță, sau mai multe imbalanțe în această zonă, deci aveți mare grijă. Suntem pe daily acum, da? Și trebuie să verificați și daily open, daily high, daily low. O primă respingere, dacă o să cadă, o puteți vedea și pe aici, pentru un scalping este ok, la 2,683. Dar nu este o zonă foarte importantă. Bun, deci cam astea sunt. Range-ul pentru short, adică pentru short, pentru rezistență, îl aveți aici, ok? Deci cam asta era. Între 3,1 și 3,3. Acum vom vedea. Am spus că el poate să cadă și din acest moment, pentru că este în bearish divergence. Ok, haideți să trecem la dominanța Bitcoinului, pentru că așa a vrut Moș Crăciun. Dăm pe monthly. Este... Eu nu prea verific de obicei dominanța Bitcoin, nu mă prea interesează. Dar o fac pentru voi și haideți să vedem cam ce zone avem, de unde poate să respingă, dacă poate să mai scadă, ok? Deci cam asta este toată dominanța. Și haideți să dăm pe weekly mai bine. Să vedem mai ok. Și eu văd așa, un WXY. Ok. O să-l îngroșăm puțin. Asta e format dintr-un ABC. Primul val, da. După care avem un alt ABC, A, B și C. Și între X și W, între X și Y, avem un alt ABC. Și la asta trebuie să lucrăm noi, ok? Este vorba despre un expanded flat. Bun, hai să dăm pe monthly. Să-i dăm un target. Vom fi un acea extension din 0, W și X. Dar suntem pe log chart, dăm înapoi pe linear. Ok, și atunci dominanța poate să scadă chiar și până în această zonă. Dar haideți să vedem ce se întâmplă dacă o să scadă până aici. Asta este 34, ok? Altă zonă mai jos nu văd. Altă zonă din care să vedem o respingere. Bun. Asta e pentru un time frame mai mare, da? Pentru acest WXY principal. Și acum ce trebuie noi să facem? Păi, o să luăm un alt Fibonacci extension pentru acest ABC. Ok? Și vedem o confluență cu 2,6,1,8. Da? Deci mai trasăm o linie. Da, mă scuzați, sunt foarte răgușit. Am băut prea multă apă. Ok, deci asta va fi o zonă de suport, dar trebuie să verificăm RSI-ul, da? Pentru că acolo e mai mult de vorbit. Are să ștergem totul, adică totul, lăsăm așa, da? Dar intrăm pe daily. Și C-ul acesta, după cum știți, dacă folosiți Elliott Waves, este format dintr-un impulsive move, format din 5 valuri. Și avem așa. Deci ăsta poate fi 1, 2, 3, 4 și 5. Ok. Iar acum ce facem? Păi o să încercăm să găsim ceva confluențe, da? Bun, și cum facem noi treaba asta? Păi o să luăm Fibonacci extension din 0, 1 și ducem în vârful acesta, da? Pentru valul 4, chiar dacă valul 4 este aici, extensionul nu-l punem din valul 4 neapărat.
Și deja am găsit o confluență cu nivelul 1, după cum vedeți. Deci aici avea o respingere destul de mare. Deci chiar dacă o să cadă, da, cade, să zicem, rupe low-ul. Trebuie să verificăm cam ce-i pe aici, dar o să nu uităm imediat. Dar să zicem că o să respecte acest scenariu și ajungem 34, da? Asta va fi foarte bullish pentru altcoins. Dar trebuie să știți că după ce o să lovească de această zonă, Bitcoin o să rupă, da? Trebuie să vă așteptați. Asta odată pentru acest scenariu, dar aici e mult mai mult de verificat. Deci avem confluențe în prima fază cu 34, ok, dar noi trebuie să știm și de zonele acestea. Deci maxim asta poate să ajungă până în 26, dominanța Bitcoinului, ok. Puteți să vedeți o grămadă de respingeri pe aici. Dar e curioasă treaba pentru că n-a făcut un lower low din câte văd eu aici și avem un triple bottom. Trebuie să verificăm puțin RSI-ul, ok. Bun. Deci să le lăsăm aici, avem confluențe, are să vedem dacă găsim și dacă punem Fibonacci din 0.3. Ok, deci nu avem mare lucru în afară de 0.6.8. Da, deci cam astea toate zonele din care putem să vedem o respingere pe dominanța Bitcoin-ului. Dacă o să ajung aici, o să fac un lower low și de asta spun că trebuie să ne uităm puțin pe RSI. O să ștergem tot. Și lăsăm zonele de suport. Ok, dăm pe monthly, în care trebuie cu RSI-ul, da? Deci până acum pe monthly nu avem nicio nu suntem într-un bullish divergence, ok. Dar vă dați seama că dacă ăsta o să ajungă în zonele de suport, poate chiar în prima zonă de suport, o să intre direct într-un strong bullish divergence. Deci trebuie avut grijă, adică trebuie avut grijă, trebuie să știți că Bitcoin poate să aibă un bounce în dominanță, ok? Și să le lase păstea în urmă, altcoin-urile, da? Pentru că ăsta, dacă o să scadă, dacă o să fac un lower low pe monthly, ok? Pentru că dacă ajunge în prima zonă de suport, deja a făcut un lower low. RSI-ul nu o să fac un lower low, ok? Și nu o să avem așa. Lower low pe chart, dar nu și pe RSI. Ok, și bounce-uri, deci destul de tare treaba. Pentru că Bitcoin, deci nu mai mult și Bitcoin o să se întâmple ceva cu el, adică o să sară în sus sau în jos, cum o vrea el. Probabil că în sus și o să lase puțin altcoin-urile în urmă, pentru că o să fie destul de puternică treaba asta, ne? Mai ales că suntem pe monthly, ok? Bun, dar până atunci vă puteți aștepta normal la un mini altcoin season. Ideea e că trebuie verificată treaba asta și pe un time frame mai mic, pentru că nu este neapărat să se întâmple asta, adică să ajungă până aici, ok? Deci bullish divergence, strong bullish divergence dacă o să rupă low-ul de aici. Adică dacă o să scadă, asta e foarte puternică treaba asta. Dacă o să scadă mai jos de 35,41%, o să intre direct în strong bullish divergence. De aici, bam. Ok, asta pe monthly, dar trebuie să verificăm puțin și weekly. Și de ce? Pentru că vedem aici așa, că încă n-a făcut un low. Da, deci cam ăsta e low-ul pe dominanță pe care noi îl vedem aici. Și chiar dacă asta o să scadă puțin mai jos, RSL nu o să scadă mai jos decât zona asta de mijloc, da? Sau o să fac un double bottom pe RSI, dar ăsta, dacă o să scadă, și este destul probabil să scadă, să rupă low-ul de aici, da? El poate să sară două runde, ok? Deci nu este neapărat să mai ajungă până acolo, pentru că direct o să intre în bullish divergence. Și plus că, chiar dacă o să rupă RSI-ul zona asta de aici, el tot în bullish divergence o să fie. De ce? Pentru că o să luăm ăsta. Da? Avem așa, ăsta în sus, ăsta în jos, ok, low aici, atins, bam. Deci trebuie avut grijă, sau nu, trebuie, după cum v-am spus, trebuie să știți despre treburile astea, ok. Deci putem avea un altcoin season acum, să zic așa, adică puteți să vedeți pump-uri în altcoin-uri deocamdată, în următoarele zile, săptămâni, da, dar trebuie să ne așteptăm
Ca și Bitcoinul să rupă, da? Dar nu mai are mult. Ok, deci avem acest low la care trebuie noi să trebuie să avem grijă. Și haideți să căs curios acum și pe daily. Ok. Și avem acest triple bottom, da? Low-ul este aici. Și vă spuneam că dacă o să scadă mai jos de atât, o să intre în bullish divergence pe weekly. Deci nu pe monthly, pe weekly. Și o să putem să vedem un bounce. Și pe Elliott Waves văd cam așa ceva. 1, 2, 3, 4 și 5. Și hai să vedem 5-ul dacă poate să depășească sau nu. Adică dacă poate să rupă low-ul ăsta sau nu. Venim cu un Fibonacci. Din 0,1 și îl ducem în 4. Ok, și uite că 5-ul are un target sub ăsta, sub cât e? 39,56. Ok. Deci 5-ul poate să ajungă până aici. Dacă 5-ul ajunge până aici, o să vedeți un bounce, pentru că este 0,618 o dată și a doua oară o să intre direct în strong bullish divergence pe weekly. Bun, deci cam asta e și cu dominanța Bitcoinului. V-am spus că nu mă prea uit pe ea, dar am făcut-o pentru voi, adică o analiză tehnică scurtă și cam alea zonele, deci altele nu prea sunt. Da? Da, probabil că mulți se așteaptă de aici să bubuie. De ce? Pentru că e acest triple bottom. Bun, dar el mai poate să mai scadă fără nicio problemă. Să intre în bullish divergence, după care să urce. Ok, hai să vorbim de Bitcoin. Să dăm de Bitcoin puțin. Pentru că e mult de vorbit aici. Mă scuzați. Ok, ne suntem pe weekly. Și pe weekly, dacă ne uităm pe RSI, suntem în aceeași strong bearish divergence, da? De obicei când suntem într-un strong sau într-un bullish divergence, veți vedea pe RSI că face minim 3 valuri. După cum vedeți, a făcut un val. 1, 2, 3, 4, 5 pentru primul val, da? Avem, nu știu dacă se vede. Ok, deci ăsta e primul val. Haideți să facem mai altfel. Deci bam, 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 ok? Și 0 și A, sau între 0 și A, avem 5 valuri deja. 1, 2, 3, 4 și 5. Acum ne lipsește o urcare pentru B, după care o coborâre. Deci ne putem aștepta ca Bitcoinul să urce. Acum nu este neapărat să urce până în 70.000. O să vedem puțin până unde poate să urce. După care ne putem aștepta la o scădere din nou. Ok? Și ne uităm pe niște statistici, dar avem deja la mine pe site scenariul crash, ca să ne facem o perspectivă. Aici Elliott Waves, pentru cine folosește Elliott Waves, este corect și așa, da, nu este neapărat să fie corect așa, dar pentru că 0, hai să facem așa de 0, poate să fie în zona aceasta, dacă vă uitați pe RSI sau aici, da? Dar acum noi o să lăsăm așa cum este, nu prea contează. Și ne axăm pe prezent, cum ar veni, da? Și avem acest ABC. Și C-ul acesta poate forma din 5 valuri. Avem 1, 2, 3-ul, care 3-ul poate să fie în zona asta sau poate fi aici. Dacă 3-ul este format din 5 valuri, unde 5-ul este trunchiat, atunci putem să punem 3-ul în această zonă. Dar ca să nu complicăm situația, o să lăsăm aici. Și acum noi lucrăm la valul 4, care poate respinge în zonele astea pe care le vedeți aici, 52, 55 și 58, ok? După care să cadă din nou. Și avem ceva zone de suport foarte importante, 33, 23, 11, dar va trebui să fac un update la chartul ăsta, la zonele de suport, pentru că ăsta este un chart la care n-am mai făcut un update de ceva timp, dar toată zona asta este corectă, este ok. Vi l-am arătat ca să vă faceți o idee în primă fază. Ok, hai să ne uităm puțin pe CryptoQuant, pentru că sunt chestii destul de importante. Vedem că leverage-ul este foarte, foarte ridicat. Da?
Deci nu are cum Bitcoin să ajungă la 70, 100, 700 de mii cu leverage-ul atât de ridicat, da? Deci asta mai trebuie să mai scadă. Open interest-ul. Numai puțin că ăsta e leverage-ul, ăsta e open interest-ul. Merge sideways și este normal, am avut acel pump, adică na, am avut această creștere pe Bitcoin și a crescut și open interest-ul pentru că s-au deschis mai multe contracte pe piață de long și de short și interesul a devenit mai mare și este destul de normal. De obicei, dacă vreți să vedeți o creștere, trebuie să vă uitați la open interest să fie, dacă vreți, ca să vă explic mai pendelete. Și dacă vreți să aveți o confirmare că Bitcoin crește, trebuie să crească, adică Bitcoin să fie într-o creștere ușoară. Volum, trebuie să vă uitați și pe volum, să fie volum, în același timp să vă uitați și pe open interest. Open interest să crească și el, ok? Și atunci vă puteți aștepta ca Bitcoin să continue creștere. Da? Bun, hai să ne uităm și pe funding rates. Aici este o chestie destul de importantă pe care trebuie să o știți. Și anume, am trasat aici niște linii, suntem pe un time frame mai micuț, pe funding rates, ok? Asta e zona de suport și zona de rezistență. Deci ideea e că este foarte ok să se cumpere Bitcoin atunci când funding rate-ul este sub 0,2 sau între 0, scuze, este partea negativă la minus 0,02 sau între 0,02 și 0,04. Este ok să cumpărați, ca să zic așa, da? Nu, astea nu sunt sfaturi financiare, sunt doar ideile mele. Voi intrați pe acest canal doar ca să vă confirmați propria analiză. Da? Trebuie să verificăm puțin. Deci, asta e zona de suport și dacă e pe partea pozitivă și crește funding rate-ul peste 0,02, înseamnă că te poți pregăti să vinzi. Dar nu este neapărat să vinzi tot, pentru că, după cum știți și după cum v-am mai spus, atunci când intri în piață, nu intri cu toată suma pe care o ai. Și când vinzi, la fel, nu vinzi absolut tot. Și când ești pe plus, întotdeauna stabilește-ți și setează-ți un stop loss la break-even ca să îți asiguri tranzacția. Ok? Ok. Bun. Și haideți să ne uităm puțin pe preț. Să vedem care-i terminat. Nu știu dacă o să se vadă ceva. Doar dacă măresc. Da. Un puțin mai în spate. Ok, și ce zice funding rate-ul sau această zonă de suport pe care eu l-am trasat? Păi zice că de fiecare dată când le atinge se poate cumpăra, ok? Te cumperi și aștepți până când funding rate-ul o să ajungă la 0,02 pozitiv. Deci în zona asta cumpărai, unde mai vindei? Păi zicea să mai vinzi aici, ok? După care zicea să vinzi aici și după cum vedeți atunci când atinge. Da, și asta e o zonă maximă, deci dacă ajung la 0,004 pozitiv funding rates, de acolo cam trebuie să ieși, da? Ori ești cu toată suma, ori ești cu jumătate, dar ideea e ori să te stop loss-ul mai sus de break-even, da? Trebuie o mare grijă, dar este ok să vă uitați pe acest indicator. Nu contează că este pe un time frame mic sau pe un time frame mare. Mai jos avem RSI-ul, pe ăla știți. Numai puțin să le dau înapoi. Bun, asta este, trebuie să ne uităm puțin și peste rezerva de Bitcoin, care în acest moment are un spike în sus și asta nu este ok, da, nu este foarte bullish. Da, deci înainte de dump a crescut rezerva, adică se depozitau mai mulți Bitcoin pe piață decât se retrăgeau. Ok, și când bași Bitcoinul pe piață, îl bași ca să îl vinzi de obicei, da? Și îl scoți pentru că ai impresia că Bitcoin o să crească. Deci aici era în creștere și am avut acest dump. După care a început să scadă acest indicator, adică se scoteau Bitcoin din piață și am avut această creștere. Și acum ce se întâmplă? Că avem un spike, da? Un spike în sus, adică se retrag mai mulți Bitcoin decât, scuze, se depozitează mai mulți Bitcoin în acest moment decât se retrag. Asta înseamnă că Bitcoin poate crește puțin, după care ne putem aștepta la o scădere. Ok? Bun. Hai să vedem ce indicatoare mai avem pe aici. Ce vreau să vă arăt. Deci, în prima fază,
Ce este bearish? Ok, pentru că eu trebuie asta o să vi le arăt mai mult. Ce este bearish sau la ce trebuie voi să fiți atenți, pentru că degeaba vin cu videouri din alea. Haideți să vă arăt cum e ca Bitcoin să ajungă la 700.000, ok? Dacă ajunge la 700.000, facem toți bani. Noi trebuie să știm ce se întâmplă sau ce se poate întâmpla mai rău, da? Și de asta avem scenarii mai bearish, așa, probabil o să vedeți la mine în clipuri. Eu sunt cât mai realist posibil. Ok, ce vreau să vă mai arăt este, deci în prima fază avem leverage-ul foarte ridicat și pe daily și pe hourly și pe unde vă uitați, nu contează. Ce ne arată ăsta, dacă tot am intrat pe el? Ne arată așa. Când este mai gol, sau avem o groapă, ca să zic așa, înseamnă că este în distribution mode. Adică se distribuie monedele, da? Este într-o zonă destul de bearish, ca să zic. Da? Sau aici își vând și au profiturile long term holders, ca să zic așa, sau balenele. Atunci când crește, da, este într-o zonă de acumulare. După cum vedeți, zona asta a distribuit în zona asta, după care acumularea a fost aici. Distribution din nou, pentru că avem această groapă. Accumulation. După care distribution din nou, da? Au zona de acumulare. Și acum ce se întâmplă? Din nou suntem destul de jos. Ok? Asta poate să fie distribuție. Deci ne putem aștepta ca prețul să cadă, nu este neapărat ca prețul să urce de aici. Ok? Deci asta a fost acumularea. Da? Și asta e distribution. Partea asta de aici. Ok? Bun, asta vreau să vă arăt pe acest indicator. Numai puțin, mă scuzați pentru că îmi sună telefonul. Ok. Ce vreau să vă mai arăt este așa. Este că Binance-ul iar ne lucră pe la spate. Ne lucrează pe la spate, cum se zice. De ce? Pentru că vedeți că rezerva de Bitcoin de pe Binance crește. Deci ăștia depozitează Bitcoin acum. Probabil să vedem o corecție. Nu este neapărat acum, dar veți vedea pe chart cam unde avem zonele de rezistență importante. Da? Vedeți că Bitfinex, ăsta e Bitfinex de aici, de jos, cu roșu, și ăsta e Binance. Da? Deci la Bitfinex a scăzut puțin. Ok? Și dar pe Binance a început să crească. Vă puteți uita și pe RSI. O să stau să explic treaba asta acum, pentru că durează destul de mult. Le-am explicat pe Telegram. Dacă vă interesează să intrați pe grupul de Telegram, unde eu postez videouri, analize tehnice cu descriere, ok? Puteți intra la mine pe site gelcrypto.ro, aveți și linkul în descriere, da? Vă puteți înscrie. Avem canalul privat Telegram și avem și secțiunea de live chart, unde se face și Zoom cu mine în fiecare duminică. Dau share la chart-uri, da? Deci astea sunt monedele pe care să le analizăm acum. Parte. Ok. Și avem live chart. Deci dacă dați click, după ce vă logați sau după ce veți plăti, veți avea acces la live chart. Da? Deci ne putem aștepta la o corecție. Din cauza că Binance-ul depozitează Bitcoin pe piață. Ok, și acum o să trecem puțin pe chart. Vă spuneam că suntem pe weekly, în strong bearish divergence și ne putem aștepta la o creștere, după care prețul să cadă din nou. Și vreau să vă arăt un trend line destul de important, dar suntem pe logaritmic chart. Și îl trasăm din vârful bull marketului din 2017 până în low-ul de aici. Low-ul din iunie, anul acesta, ok? Dacă vrem, putem să facem și un canal. Bun, v-am prezentat scenariul crash, care poate ajunge destul de jos, dar haideți să vedem ce care sunt primele zone de target. Deci o să vorbim despre acest ABC, da? O să punem un Fibonacci extension din 0A și B și vedem că primul
target a fost atins. Primul target este la 068, al doilea target este la nivelul 1, adică la 30.646. Și avem și confluență cu acest canal sau cu... avem suport, da, pe acest trendline. Ok. Bun, deci avem, având în vedere că vorbim despre un running flat în acest caz, avem trei valori pentru A, trei valori pentru B și ne lipsesc 5 valori pentru C. Da. Și ne putem aștepta la treaba asta. Vrem unde găsește o rezistență, după care să cade din nou. Asta este un scenariu bearish. V-am spus că scenariul bullish, n-are rost să vorbim despre el, pentru că ăla se duce, ba în 70, ba într-o sute de mii, ba nu prea are rost să vorbim, da, despre el atâta timp cât Bitcoin încă nu confirmă treaba asta, adică nu trece de 53.000 sau de 58.000, unde are două rezistențe destul de importante. O să dăm puțin pe daily să vedem care sunt acele 5 valori. Ok? Și avem așa. 1, 2, 3 în zona asta, după cum v-am spus, sau aici. Dar o să lăsăm aici, ca să nu ne complicăm viața acum. Ok. Bun, și acum ce facem? O să ștergem puțin canalul ăsta, că doar să vi-l arăt. Și o să venim cu niște zone de suport maxime pe care Bitcoin o să le aibă în cazul unui bear market sau în cazul unui crash, da? Pe logaritmic chart vă spuneam că avem asta 0.698, care a fost deja respins. A doua zonă este aici. Ok, o să facem cu verde. Normal că avem și 1.272 și 1.698, dar n-are rost să vorbim acum despre 18.000, 24.000. Și haideți să luăm și zonele de pe linear. Ok. Și o să avem două zone de suport destul de importante. Dar putem lua în considerare și 0.7. Deci cam astea ar fi. Și acum va trebui să găsim ceva confluențe. Dar problema e că nu putem confirma valul 4 în această zonă, pentru că valul 4 poate să urce puțin mai sus și o să intrăm pe un time frame mai mic să vedem care e treaba pe acolo. E destul de mult de vorbit pe Bitcoin, da? Deci mă scuzați dacă ține iară videoul 70.000 de ore. Bun, la un Fibonacci, extension din 0.3 și îl ducem în zona asta de aici. Deja avem o confluență cu 0.7. Dacă valul 4 nu o să urce mai sus, dar este destul de probabil să mai vedem o urcare pe Bitcoin. Ok? Și atunci ce facem? Păi o să venim cu Fibonacci retracement de sus până jos și 4 poate să respingă astea. 0.3, 0.5, 0.6, 0.8. Ok? După care venim cu Fibonacci-ul pe care l-am trasat prima oară și vedem dacă respinge aici, avem confluență cu 0.7, dacă o să respingă la 0.5, nu avem confluențe, dar dacă Bitcoin o să ajungă, da, la 58, unde are o rezistență destul de mare, este 0.618, dar și pe un time frame mai mare de pe 3 months, de exemplu, avem un tweezer top acolo, să vă arăt imediat. Aici o să găsim o confluență pentru valul 5, tot prin acea zonă, ok? Deci prin acest range. Noi vorbim despre treaba asta, nu este neapărat să se întâmple, v-am spus, dar trebuie să fim pregătiți. Zone și cu toate cele. Ok. Bun. Deci, în principiu pe acest scenariu, Bitcoin crește, după care scade. Cam asta e toată chestia. Alții vor vedea un head and shoulders în această zonă. Eu nu le prea tranzacționez, dar dacă vreți putem să-i dăm un target acelui head and shoulders, așa de vrăjală, ca să zic, să nu zic altfel. Luăm un Fibonacci retracement din punctul ăsta până aici și targetul head and shoulders-ului va fi la nivelul 2, adică la 13.000. Avem mai multe confluențe acolo și cu Fibonacci extension la 13.000, dar
v-am spus, nu este neapărat să se întâmple treaba asta. Acum vom vedea, depinde de câte longuri și câte short-uri sunt în piață, pentru că market makerii va trebui să curețe toată zona asta. În principiu, vă dați seama că sunt multe short-uri, avem un short squeeze acum, în acest moment, hai să dăm pe 4 ore. Ok. Deci Bitcoin ce a făcut? Păi am avut acest dump și de obicei, sau de foarte multe ori, el scade după ce are un crash, da? Vedem că n-a scăzut atât de mult încă să ajungă din nou la 42.000 sau să facă un lower low încă, dar ne putem aștepta. Ok, s-a intrat short pentru că mulți au devenit din bullish bearish, credeau că am intrat în bear market sau chestii de genul, s-a intrat short și acum avem un short squeeze. Ok, n-am mai făcut un lower low în această zonă, avem și un bullish divergence care este în plină desfășurare. Vedeți aici, avem un higher high, un higher low, ca să zic așa, dar nu și pe RSI. RSI-ul face un lower low, ok? Din cauza asta, noi nu putem aștepta ca prețul să mai urce. Avem 1, 2 și 3 valori. Ar trebui să fie mai sus, ok? Dar să vedem ce se întâmplă, pentru că dacă Bitcoin o să treacă de zona asta de aici, trebuie să verificăm puțin RSI-ul, că s-ar putea să intre într-un bearish divergence, după care să cadă. Avem ceva zone de rezistență pe aici, la care noi trebuie să avem mare grijă. Chiar mă uitam acum și pe acest site, haideți să-i dăm un refresh. Vedem că shorturile au crescut puțin, era 27 înainte să-i dăm un refresh, acum sunt 28%. Ieri, alaltă ieri, era undeva la, sau acum câteva zile, era la 31%, adică shorturi destul de mult în piață. Și când vedem treaba asta, ne putem aștepta la un short squeeze. Puteți verifica treaba asta și pe mai multe site-uri. Iar mă uitam astăzi, adică astăzi, acum câteva zile și pe Coinalyze, da, mă uitam la CVD. Vreau să verific dacă bottom-ul de aici, atunci când a făcut un, adică când, atunci când n-a mai reușit să facă un lower low, da? Și a început treaba să fie bullish, adică a făcut un higher low. Da? Vedeți că pe futures, astea două sunt pe futures, la coin margin și stablecoin margin. Spotul este ăsta de jos. Vedeți că pe futures a făcut un lower low, ok? Dar pe spot n-a mai făcut un lower low, ceea ce este o chestie bullish. Da, ceea ce s-a și întâmplat, adică avem această creștere deja. Și ce înseamnă treaba asta? Păi înseamnă că bottom-ul a fost cumpărat mai mult pe spot decât pe leverage și este destul de sănătos, pentru că un bottom trebuie cumpărat cu bani reali, ca să zic așa, nu cu bani împrumutați. Ok? Bun. Care să trecem înapoi pe chart, pentru că trebuie să vedem care sunt zonele importante de rezistență. Păi în prima fază, aici trebuie să aveți puțină grijă, dacă nu aveți experiență, puteți să o pățiți. De ce? Pentru că mulți vor vedea acest double top, da? Și vor crede că na, dacă rupe, după cum știți, dacă rupe, mulți vor deveni bullish, da? Ideea e că aici avem o rezistență. Mulți vor deveni bullish în rezistență. Și putem să vedem treaba asta, adică să urce, după care bam. Ok, deci eu doar vă avertizez. Și ce se mai întâmplă la rezistențe? Păi, cei care intră short au zonele de... își pun stop loss aici. Da? Ok. Și cei care sunt breakout trader sau cei care au buy stop limit, le au tot în acea zonă. Ok? Și așteaptă să cumpere atunci sau după ce o să rupă rezistența. Pentru că ei cred că o să facă ceva de genul. Bam, bam. Se poate întâmpla, normal. Noi trebuie să fim atenți la treaba asta, să nu cădem în plasă. Atunci ce se întâmplă? Păi market makerii dau prețul în sus, ia stop loss-urile, lichidează short-uri, da? După care dau prețul în jos. Pentru că ăștia care au intrat long în zona asta și-au pus stop loss-uri aici, sub această rezistență, ca să zic așa, și lichidează și pe aia. Da? Trebuie avut mare, mare grijă. Short-urile sunt destul de ridicate, stop loss-uri o grămadă, deci lichiditate pentru roboți.
ca să zic așa, există în această zonă. Deci prețul poate să urce fără nicio problemă, doar că trebuie să aveți mare grijă. Da? Și de ce spunem că aici e rezistență? Păi pentru că chiar avem rezistență. În prima fază avem 1,23 pe Fibonacci, la care trebuie să fim foarte atenți. Asta este aici la 53. Facem cu roșu. După care, dacă e să punem Fibonacci, după cum probabil știți deja, Fibonacci retracement, avem 0,618 în această zonă. Vedeți? Deci de asta spun că mulți văd asta ca pe o rezistență și cred că dacă o rupe, Bitcoin o să fie foarte bullish și o să se ducă Moș Crăciun. Okay? Dar e vorba de rezistența asta de aici. Bitcoin poate să cadă. Trebuie avut puțin grijă, pentru că nu cumperi sub rezistență. Asta este o regulă destul de importantă. Să faci o analiză, vezi unde e rezistența importantă, unde e suportul important, dacă vrei un short. Tu trebuie să știi de zonele astea, pentru că dacă nu știi, îți vei lua o mare țeapă. Ok, pentru valul la 4 pe care vi l-am prezentat, putem să avem un WXY în această zonă de aici. Da? Numai puțin. Deci WXY, unde e WXY? Aici. Ok, asta poate să fie un leading diagonal. Da, și o să avem așa. Numai puțin. Deci 1, 2, 3, 4 și 5. Luăm în Fibonacci. De unde luăm? Păi luăm din 0, 1 și îl ducem în 4. Ce să vezi? Confluențe. 0, 7. Deci haide să vedem ce o să fac aici, pentru că avem acest top, pivotul de aici e 0,618, da? Deci o rezistență și prin zona asta, dar na, s-ar putea să o rupă destul de ok. Noi trebuie să avem grijă la următoarele, la 52.500 și la 53.500, da? Deci zonele astea de aici, în primă fază. Ok? Dacă Bitcoin vrea să treacă din ele, veți vedea un pump. Și este destul de probabil să vedeți un pump aici. Și de ce? Pentru că avem imbalanță în această zonă. Ok? Un bloc aici, imbalanță aici. Trebuie să aveți mare grijă la zonele astea. Dacă o rupe, dacă și ea suport 53.000, atunci ne putem aștepta la următoarea zonă de rezistență, care e mai importantă, adică la 0,618 de aici. Ok, o să tragem un trend, un horizontal line în zona asta, da? Plus că mai este una și la 57, dar astea o să le vedem în update-urile următoare. Avem și la 0.5, e mai mult de vorbit. După care, dacă dați pe 3 months, pe timeframe-ul de 3 luni, vedeți această confluență cu tweezer topul de aici. E de 58.000. 600 este o zonă foarte importantă pentru Bitcoin, da? Ok, va trebui să verificăm și RSI-ul, să vedem ce o să facă între timp, dar na. Ideea e că trebuie să fim pregătiți pentru ce se poate întâmpla. Ce vreau să văd, suntem pe daily, da? Și ce să vezi, că dacă punem noi un Fibonacci retracement de jos până sus, dacă e să se întoarcă, asta va fi o zonă foarte importantă. Odată avem 0,618, dar avem și acest indicator, cum se numește, că am uitat, cu ratio, golden ratio multiplier, da? Acționează ca și zonă de suport și rezistență. Vedeți că suportul maxim, ăsta cu galben, l-avem aici. Ok, deci a respins acest moving average cu verde, acționa ca și rezistență. Următorul va fi, dacă va fi să se întâmple, la 95.000. Dar rezistențe foarte mari le veți vedea, o să vi le arăt cu timpul, pentru că avem ceva rezistențe destul de importante și șmechere mai sus.
Bun, dar încă n-are rost să vorbim despre ele. Ok, deci ne putem aștepta ca prețul să crească acum pe Bitcoin. Dar mare grijă că poate să și cadă. Ok. Bun, dăm înapoi pe oră să vedem ce mai pe aici. Daily Open, dacă ne uităm puțin la ce zone am avut. Ok. Ce avem Daily Open în zona asta. Preview. Daily Open. Mai avem zonele astea de aici. Daily Open-urile trecute, ca să zic așa. Care vor acționa ca și zonă de suport în cazul în care Bitcoin se întoarce. Ok. Hai să dăm înapoi pe 4 ore. Și alte zone importante. Doar că trebuie să vedem până unde o să se unde o să respingă asta, da? Asta poate fi un IBC. Aici la fel un IBC. AB-ul să vedem până unde respinge, după care C-ul. Care o să venim în Fibonacci Extension. Ma n-avem nicio confluență prin aceste zone, dar trebuie să vedem până unde se va duce creșterea. Ok? Bun. Păi cam atât cu videoul de azi. Trebuie să verificați neapărat și RSI-ul. Să vedeți ce o să fac aici la 51.810. Ok, să nu intrăm într-un bearish sau într-un strong bearish divergence. Pentru că Bitcoin nu o să cadă. Trebuie verificat întotdeauna. Pe mai multe time frame-uri. Ok. Bun, pe cam atât pentru astăzi. Sper că vă ajută analiza tehnică. Și cam asta este. V-am salutat, să aveți o zi frumoasă în continuare. Ciao!